De acum, Ministerul Afacerilor Interne are sistemul de apostilare mult mai sigur. Securizarea este aplicată în urma implementării unui proiect care se va finaliza în noiembrie 2014. De sistemul securizat, care implică echipamente IT de ultimă generație, beneficiază în prezent 105 țări. De sistemul securizat de apostilare poate beneficia orice persoană interesată să verifice autenticitatea unei apostile emise de statul român, dar și peste 80 de angajați ai instituțiilor prefectului și MAI care vor fi instruiți în operarea sistemului. Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat și atestă originea actului oficial. Prin utilizarea apostilei securizate va scădea numărul de falsuri și va ușura folosirea actelor oficiale în afara statului emitent. Proiectul are două componente. Este vorba de registrul de apostilă în formă electronică, dar și de apostila electronică propriu-zis. În prezent, 18 state au implementat una sau ambele componente. Pentru noi se dorește în primă fază componenta de registru electronic. Valoarea totală a proiectului este de peste 2 miliarde de lei. Din bugetul național se vor acorda 285 de mii de lei, iar proiectul nu necesită cofinanțare din partea beneficiarului.